3400, deci asta e 3,50€, 3€ și un pic. Bună dimineața! Văzut, ce frumos! Bună dimineața la voi, bună seara la noi! Tocmai am aterizat în primul oraș al Patagoniei, primul mare oraș din acest colț de pământ, la capătul pământului, mai bine zis, în sudul globului. Suntem în Punta Arenas, oraș mare, ceea ce înseamnă că e locul ideal în care să vorbim despre costul vieții. Nu puteam să nu facem un video aici despre cât te costă să trăiești la capătul pământului. Și acum știu că vor veni oameni și vor spune, stai, capătul pământului de fapt e considerat în Ushuaia, Argentina. Acolo o să mergem după, doar că acolo nu puteam să facem un video despre costul vieții pentru că se trăiește o situație dramatică în care moneda e super devalorizată, cred că așa se spune, și cumva nu ar fi, adică nu ar fi real, pentru că ce se întâmplă în Argentina acum și implicit în Ushuaia nu e ceva normal. Așa că, pentru a vedea costul vieții corect la capătul pământului, cel mai bun loc în care să o facem este Punta Arenas, unde abia am ajuns, ne-am cazat aici în casa acestei doamne care trăiește acolo și chiar trebuie să ne facem cumpărături, așa că o să chemăm un Uber, o să mergem la un magazin mare de aici care se numește Lidl, nu Lidl, Lidl. În videoul de astăzi aflăm cât te costă conserva, cât te costă peștele, cât te costă laptele la capătul pământului, în primul oraș al Patagoniei, primul loc care a avut curent. Un oraș foarte interesant, despre asta o să vorbim în următorul vlog, dar acum let's talk about money. Și înainte să plecăm, dacă vreți, vă fac un super mega hiper tour al cocioabei ăsteia în care locuim. 35 okay. de euro. Începem. O bucătărie micuță, chiar cum intri la intrare, da? Ai bucătărie? Chiar cum intri la intrare. Oi, chiar cum intri aici la ușă, da. Așa. Bucătărie are de toate. Cuptor cu microunde, așa. Frigider micuț. Da. Un living. Asta, canapeaua asta era curățată la standardele de Chile, așa că Raluca a luat pătura asta din dulap și a pus-o peste. Așa de curat era, dar super host oricum, oameni, dar să face știți că, să nu vă surprindă asta când veniți în Chile. Se mai întâmplă, să zicem că noi românii prea curați suntem, mai dă-ne dracu. Hai, dă înainte. Avem aici un termostat, aia vrea să zică că avem calorifere. În sfârșit, după ce am stat numai nu mai avem sobă, nu mai avem lemne, nu mai avem griji. O baie micuță. Aici este ceva de e închis. Copilul pe care îl țin sechestrat. Și cameră foarte spațioasă, foarte mare. Curată. Cam asta e. Cam așa arată o cazare în Punta Arenas. V-am zis, e un Airbnb, super host, în spatele curte la tantea asta. Jos avem vecin, cred. Da, mă bucur că de data asta nu stau eu jos, stau deasupra. Hotelurile din centru, nu suntem în centru, hotelurile din centru extrem de scumpe, vin multe croaziere pe aici, de aici pleacă toate drumurile către, toate croazierele către Antarctica, toate hotelurile super scumpe, nu ne permitem, stau aici la tantea asta, e all good. Și luăm Uber-ul, voi profitați de moment și dați like acum și abonați-vă acum, că după aia uitați. Și nu-i frumos, nu-i frumos, haida! Trebuie specificat că Chile e probabil cea mai scumpă țară din America de Sud. Chile are prețuri comparative cu Europa și dacă Chile oricum e scump, Sudul, aici, Patagonia, e și mai scumpă. Și asta ne-am dat noi seama de când am ajuns și am cumpărat câteva chestii mici, adică fără importanță. Am văzut deja ceva produse pe care le-am tot cumpărat noi prin Chile, care efectiv și-au dublat prețul. Dar asta e, ăsta e prețul când trăiești atât de izolat. O călătorie cu taxiul de 2,2 km. Pe Uber este 1993 de pesos, sub 2 euro. Așa arată pe în afară locul care stă. Am stat în fel și fel de cazări de când suntem în Patagonia. Da, da, confirm, adevărat. Ah. Uite! Aici a fost vlogul trecut, dacă nu v-ați uitat, nu știu ce așteptați. Eu vreau să mă duc să iau unul în brațe. Eu că vreau să fure pinguini între timp. ¿Cuánto está un departamento de alquiler aquí, en Punta Arenas? ¿Alquiler de casa? Sí, más o menos. Es que depende de qué tan grande. Unos 400 mil pesos. 400 mil pesos son como 450 dólares por ahí. Sí. Y ganar se ganará, pues, como en un trabajo normal, un sueldo medio, ¿cuánto está? Ahí se complica. Ahí está complicado. Pero sueldo medio, no. 700
400,000 pesos. Ok, entonces tiene que trabajar los dos para mantener una casa. Sí. Listo, entiendo. 4 grados bajo cero. Bueno, no está mal. 5. Viento igual que el resto del año. No. No, para el viento. En invierno no hay viento. Al final van a cambiar, va a ser mejor venir en invierno. Mira, amor, tiene frutilla. De obicei, conversații interesante cu șoferii de taxi. Au multe de împărtășit, probabil v-au pus subtitrări. Super interesant, credeam că iernile ei sunt super dificile și a zis că nu. Că probabil e mai rău la noi. Și când mi-a zis că pică atâta zăpadă, am zis, da, e mai rău la noi. Bun, hai la magazin, că deja s-a lungit vlogul. Să-mi spuneți cei care cunoașteți despre piața în Statele Unite, de exemplu, dar eu sunt sigur că liderul ăsta e o copie sau o, nu știu, o companie soră de la Walmart, frate. Și nu că aș vrea să mă neapărat să fac cumpărături la Walmart, dar ăsta e singurul loc în care găsești de toate, absolut de toate, nu trebuie să mă plin într-un loc în altul. Când crezi că nu te mai poate surprinde chile, bine, probabil asta mai e și în altă parte, dar trebuie să vii în parcare, chiar dacă tu ai venit pe jos, trebuie să cobori în parcare, printre mașini să ții cărucior, că sus nu sunt deloc, toate sunt jos. Ca și cum n-ai mașină, nu cumperi la noi. Să începem cu lucruri importante. 6 haine când 6690. Deci asta e 6,80€, aproape 7 euro ceva de genul. Berea noastră preferată australă asta e 5500. Asta e făcută cu calafate de alea. Insist pe faptul că aici nu vedeți prețurile din Chile. Aici totul e mai umflat la preț. Uitați cât vin, Doamne. Asta e ce mă încântă în țara asta, că poți să-ți cumperi o grămadă de vin bun și ieftin. Hai să mergem aici la Cabernet. Deci ai aici, de la, începem de la 5 euro până la 9,10€. Deci cel mai scump cabernet pe care l-au în magazin aici e 10 euro pe raftul ăsta. Și aici, uite, aici sunt unele de 15. Da? Vedeți, super ieftin. Hai să-mi aleg și eu un cabernet ca băieții, înainte să începem. Ținând cont că mă apropii de finalul șederii în Chile, hai să-mi luăm un Concha y Toro, că este e cel mai renumit. Este paradisul tău. Asta e cel mai renumit, cea mai renumită vie din Chile, Concha y Toro, Gran Reserva 2019, sună bine, luăm pe asta. Certificat B. B. De la bou. De la bun. Fasole din asta, o pungă, 3,59€. Om, cam scupă fasolea, nu? O pungă din asta de la Knorr, Maggi, 60 de cenți. Ciuperci de astea la conservă, două conserve din astea, 3 euro. Și astea le și eu. Dacă reușesc să le scot afară, cu o singură mână. Orez. Mamă, 2 euro, dar asta e orez basmati. Un orez normal, cât e o pungă din asta? Da, tot 2 euro e o pungă de orez. Sigur, trebuie să fie și mai ieftin. 1,70€. Da, 1 euro ăsta, alb, normal. De când lumea și-o pământul. Sos de roșii. O punguță de asta, de pomodoro, care e roșie cu zahăr. 820. Bă, e mai ieftin decât în Puerto Natales, de unde venim. Sau mi se pare momentan mai ieftin. Hai să vedem aici frigiderul cu seafood, că doar suntem lângă ocean. Ia să vedem ce avem noi aici. Carpaccio de somon. 4,60€. Pungă din asta de creveți, de cât? Cât e punga asta? 600 de grame, 8,40€. Asta mi se pare ieftinache, oarecum. Numai că Raluca nu mănâncă și nu pot să cumpăr niciodată, că mi-e urât să-mi fac numai mie. Uite, sunt și pungi mici cu 2000. Cât de tare! A, de asta mi-au, să-mi fac piciorul. Sigur ies mai nașpa la preț, dar aș putea să mă des să-mi fac doar mie. A, ce fain! Monodoză de camaron pequeño. N-am mai văzut. Nu vrei să luăm una mare, să mâncăm amândoi? Nu mănânc eu. Nu te bage? Da. Vrei somon? Uite și ăsta. Somon în porții, bine, asta congelat, asta nu știu cât de ok e, dar ăsta la fel e 7 euro, frate, super ieftinache. Super ieftinache. Musai trebuie să vă arăt prețul la uleiul de măsline, că nu cred că există casă în ziua de azi care să n-aibă ulei de măsline. O din asta de maioneză e 4 euro. E după mine o tipă care lucrează aici și nu prea îmi place. Că de obicei ăștia mă dau, nu mă las să filmez. Aceite de olivă, stai că astea au chestii, vreau să usturoi. Uite, ăsta.
3400, deci asta e 3,50 euro. Ieftinache din nou, deci în Puerto Natales, unde venim noi, era totul mult mai scump. Mă surprinde cât de similare sunt prețurile cu restul țării. Ketchup, 3,70 euro, atâta e ketchup-ul și la noi. Faza e că, vedeți, pe mine mă surprind multe chestii, pentru că noi știm prețurile de România, Spania, Europa, Panama, înainte de dita mai inflația, știi? Și acum mie totul mi se pare scump. Pentru că eu compar cu prețurile de când trăiam noi și le făceam cumpărăturile. Deci de când trăiam noi și acum suntem morți. Da. Uite și tu, sare de masă din asta, de mare. 4 euro sare, ești prost? M-am răzgândit și am luat ăsta. Asta e cu pele, cu tot. Nu știu cum să-ți placă. 7.000. Păi eu... 7.000, 7 euro și un pic. Am gustat unul cu piele, doar că n-am mâncat pielea. Unde e pielea, îl pui acolo jos, știi? Păi da, acolo se facă crunchy. Hai, bine că am mai schimbat dieta un pic, nu mai tot pui. Hai, scotăm și pui totuși. Un kilogram de făină, 1,20 euro. Un Nescafe din ăsta, ăsta micuț, e 3 euro. Ce mai avem pe aici? Nescafe Selection de ăsta, la fel, la 50 de grame, sau cât are ăsta? 5 de grame, 3 euro și un pic. Și cafeaua pe care o bem noi, nu au aici. Nu au aici aia pe care o bem noi. Noi bem o cafea care costă vreo 7 euro, ceva de genul punga, dar merită fiecare cent. Da, nimic interesant pe aici. Mergem către cărnuri, mergem către fructe, către legume. Chestii de care ne lovim cu toții. Făină de ovăz de asta, 2 euro. Ce ai luat în bine acolo? Ce-i de Frutos Patagonicos. Eu căutam de mente și nu găsesc așa că... Aici lucrurile devin interesante. Ce avem aici? Pui. Deci, 5,80 euro o caserolă de pui, de piept de pui, de 830 de grame. Foarte ok prețul. Bun. Ce mai avem pe aici? Aici avem porc. Asta e porc trositos. Da, bucățele de porc. 6,40 euro. 382 de grame de carne de porc tăiat așa în pătrățele. Și acum ajungem la cărnurile premium. Black Angus Beef. 15 euro. Bucata asta, ceea ce mi se pare pomană. Avem și palanca asta, pe care am gătit-o eu atunci la cabană. 15 euro la fel de cât a bucata. Asta e un cut foarte... am vrut să zic zămos, nu știu. Știi ce vreau să zic? Hamburgeri. 3 euro, 4 piese de hamburgeri. Făcute din vită, evident. Carne tocată, 4% grăsime, jumătate de kil, 5,20 euro sau 5,30 euro. Nu știu ce o să luăm și noi acum, trebuie să luăm și noi ceva carne, stăm aici 5 zile, mi se pare. Ce să vă mai arăt? Lomo vetado, lomo... Vedeți că au carne căcălău, piept de curcan de ăsta de sandwich-uri, 1,70 euro, acolo la Torres del Paine era 3 euro. Foarte multă carne am aici, nu? Foarte, foarte multă carne. Ce carne luăm? Noi ce luăm? Pui. Iară pui. Iară pui. Hei! De asta să facem sandwich-uri. Dacă plecăm în explorare pe undeva. Dar nu. Stat. Mai frumos. Mai să mă crimbu, știi? 4 euro. Brânzeturi, hai să vedem. Brânză albastră, blue cheese, 3,70 euro. Brânza de capră e super scumpă, 5 euro. Dar e măricică asta, îmi place. Asta o iau. Ce mai avem? Tot brânză de capră. Și asta e de capră, o felie din asta e 3 euro. Uitați-vă și voi cât de mică e. Lași o grămadă de bani, dacă vrei să cumperi niște chestii așa drăguțe, lași o gârlă de bani aici, să-mi bat piciorul. Da. O să merite investiție? Cu vinul meu, cu... știu eu ce știu. Ce e asta? Chestul de cavră, ăsta e ca să-l întinzi. Pepită. Pepită. Pepită, mă, pepită. Vrei pepită să întinzi ăsta? Vrei să întinzi pepită? Opa, mă scuzați, doamnă, mi-a spus pedică o căruță.
Bun, una bucată castravete, 50 de cenți. Una bucată ardei, 1 euro. Mamă, e 1 euro, un ardei, unul singur, one Andrei. Usturoi. Nici n-are preț usturoi. 1 euro, 3 usturoi. Bun. De aici, dacă aș găsi niște chorizo, aș fi cel mai fericit, dar nu cred că o găsesc. Ouă. Hai să vedem gradul de fericire al găinii pe care ne-l permitem astăzi. 6 ouă, 1,80 euro, 12 ouă, 3,30 euro, 3,50 euro, 7 euro, 8 euro. Ăștia erau fericiți tare. Nu că sunt multe ouă. Uite aici. Din astea găini care au fost libere, am băgat piciorul, 9 euro, găina liberă, bag înapoi în cușcă, prietene, la banii aia. Bine că a fost liberă găina, dar ce mă întrebi? Pită! Ăștia au pâine oribilă în țara asta. Doar trebuie să te duci la brutării în alea de specialitate să iei o pâine normală. Au toată pâinea lor pe care o cumperi la orice supermarket, se fărâmă toată așa, e o rup din numai frimituri, e pâine frimituri. Uitați-vă la aia cum arată. Portocale, kilo este 1700, deci e undeva la 1 euro... 70 ceva, da, 72, 80. 73. Cam așa. Aici e interesant la ăștia în supermarket că unele chestii de aici le iei și trebuie să le cântărești și altele chestii le cântăresc ei la casă și trebuie să descifrezi. Ia uite-te și tu, avem 3 portocale, 1111. Bine-s. Arată-mi toate prețurile de pe aici. Rapid, așa. Banane. 2 euro și 10, 1 kg de banane. Care și că-s gata în 2 zile de astăzi. Păi este 1290, deci 1,30 euro kilo. Morcovi. Oh, foarte ieftin, 80 de cenți. Nu mai mâncam morcov, Raluca, 80 de cenți kilo, că te ești portocalie deja. Câți morcov mănânci? Dar ziceam prețul. Uh-huh. Dar nu mai avem voie să cumpărăm acum morcov. Da. Păi nu e ceapă, nu ne trebuie. Iau după ce, acum noi uităm prima de la prețuri. Ah. Uite, o din asta de roșii este 2 euro. Că vine un kil? Este un kil, cred. O varză, cât e varza? Cât e varza, doamnă? N-are preț varza, nu știm. 1,40 euro. Bun, da, câtă lumea este, vede că e vineri și vine prepestenia în weekend. Da. Merele astea verzi la 2 euro și ceva, 2 și un pic. Ce să vă mai arăt? Mamă, dar câtă lume e, frate, hai că mă duc repede să vă arăt. Uite, ridic. Este cutia de ridic la 1,30 euro. Dar asta nu cred că se ridic, apă dați ridic. Mă, ciudate sunt. Ridic, ardei, 1 euro, ăștia sunt aia, spicy. Ăsta e, am crezut că sunt calafate, nu, aranda, nu? Mamă, ce scumpi sunt astea, frate, 2,40 euro, ești nebun. Căpșun la aproximativ 3 euro. Ce scumpi sunt ăștia, blueberries. Blueberries, arandan. Hai să văd ce mai vă pot arăta repede pe aici. Dovleac, 70 de cenți. Cred că e un dovleac. Ciupercile astea, 1 euro cutiuța. Și pe aici, lămâie la 1 euro și ceva. Asta așa e la 3 euro, nu știu care e diferența între astea două. Cârnați patagonici, scrie aici. Cârnați patagonezi, 4 euro. Și cât sunt 2, 4, 6, 8 cârnăciori. Nu-i rău. M-am prostit, nu mai pot să rezist. Pe tot ce văd că scrie patagonic, cumpăr. Nu se poate. Nu se poate. Și cred că am cumpărat suficiente. Mai trebuie să vă arăt lapte și de-astea și... să cumpărăm niște iaurt. Și aia e. Nu, dacă vrei să primiți un sfat chiar important, nu, 6 euro avocatele. Nu veniți la cumpărături după o zi întreagă de călătorit în care n-ați mâncat nimic. Nu faceți chestia asta. Cu foamea în glandă e jale. Am pierdut o pasta mică și chiar e mică și să vezi că până o găsesc. Cheerios, 4 euro, cornflakes. Mamă, ăștia se ia... Mamă, de ce acum sunt 6 euro ăștia care erau înainte, erau, ăștia erau de săraci, erau... Sărăcia erau ăștia. What the fuck?
ciocapic. Cât e un ciocapic? 3 euro. Cum dracu, bă? Bă, s-a întors lumea pe dos, bă, înainte astea erau scumpe și astea erau de amărât, astea de porumb, așa. Un iaurt grecesc, ăsta e 35 de cenți 1, deci holinaia de 4 e 1,50 euro, ceva de genul. Dar astea-s de alea îndulcite, cu gust, cu chestii, de la normal, ăla normal e mai scump. Da, și trebuie să-l cauți, că nu e, e o misiune să-l găsești. Stai să văd, că aici m-am uitat și nu era. Stai să văd partea asta, aici sunt chestii congelate. M-am uitat și nu l-am găsit din prima. Da, caută-l unde nu-i. Deci la ăștia și în marea majoritatea supermarketurilor, în afară de ăsta super mare, dacă intri n-au absolut niciun iaurt natural. A, uite, le-a ascuns aici, ia uite-l în colț acolo. Vezi, e 50 de cenți. Asta, Greek yogurt ăsta, ăsta la fel. Da, astea sunt singurile care sunt naturale. Și toate astea sunt cu gust de arome, de ceva. Un Head and Shoulders, cât e? 5 euro, e mult? Pantene, 3 euro. Ai mai văzut vreodată șampon din asta de siguranță? Am văzut ciocolată la ăștia. Da. Nivea. 5 euro și ceva și asta. 2250, 1800, nu văd nicio... Unde s-a le aloc alea, alea faimoase despre toate țările? Mă, nu știu. Am vrut să vă arăt, dar nu, cred că v-am așteptat cum mai aloc. Nu-s brand-urile alea cunoscute? A, uite mă, Always, 2850, dar alea nu-s din alea, sunt din alea alte. M-am rezolvat. Nu mă întrebați ce mi-am luat, pâine, halulă, halulă, pâine arabă, nu știu ce asta, halulă. Merge, ne punem la coadă, deci acum am nevoie de cei care sunteți cuplu. Unul dintre voi trebuie să fotografieze mental căruciorul ăsta, ca să își facă așa o idee și celălalt trebuie să vină să mă țină pe mine de la spate când mi se moaie genunchi acum când plătim. Fiți atenți. Cupluri, da? A, trebuie să ne ajungă pe 4 zile. Avem cărnați, avem pui, avem somon, am eu niște creveți, ouă, iaurt, pâine, brânză, brânză de aia la altă, salată, pesto, avem multe paste, chestii. Linte, castraveți, ceapă, ardei. Da, deci avem să facem salată, avem să facem paste, avem să facem linte, avem să facem pui, somon. Le avem pe toate. Tot timpul rămâne câte ceva. Știi că de chestiile astea, șampon, gel de duș și chestiile astea așa, sunt foarte, foarte ieftine. Eu nu mă spăl, mie trebuie mâncare. Nu te speli. Am văzut, de exemplu, este un pac cu 4 chestii. Crema de față, să te speli pe față și astea cu 8.000. Și aia nu-i bună, trebuie să-mi iau toată aia roșie aia cu 20 de euro. Mai bună aia, nu? Da. Și atunci de ce zici că e astea la 8.000 dacă nu poți să mi le iau și nu-s bune pentru mine? Pentru că e ieftin. Boleta. Hai, iubire, că aproape am nimerit-o. Noi am zis 60 de euro și am dat 80. Ce dracu, 80? Pe bune? Aproape, 77 de mii, da, cam pe acolo. Da bine, sticla de vin era 10 euro. Ce am mai luat? Am mai luat ceva ce era așa mai scumpicel. Brânzele alea. Brânzele, da, mai ales brânzele. Ăsta, salmonul. A, vezi că nu toată ziua luăm salmon. Te rog, frumos. Bă, nu toată ziua luăm salmon, dar cam de câte ori venim tot atât. 77 de euro și 53 de cenți, ca să fiu mai exact, și avem o plasă și rucsacul ăsta. Cum vi se pare? Spuneți-ne cum vi se par vouă, pentru că scrie acolo că face contabila pe acte. Cum vi se pare vouă aceste prețuri, ținând cont că și România trece printr-o perioadă de inflație și România nu se află la capătul lumii? Bine, Europa nu se află la capătul lumii și cred că prețurile sunt
tot aici sunt mai ieftine. Cred, nu sunt sigur, să ne spuneți voi. Chestii, cred că da. Un vlog atipic, facem puține de astea, dar le facem când ni se pare interesant. Intenționam să-l facem în Argentina, poate o să facem și de acolo, dar o să aibă o altă tematică, pentru că acolo criza financiară e ceva de nedescris. Țineți cont că noi ajungem în Argentina peste 4 zile și peste 5 zile au alegeri. Deci s-ar putea să ne prindă revoluția pe acolo, sau cine știe ce. Vă mulțumim din suflet de vizionare, nu uitați să vă abonați dacă vă place acest gen de conținut. Dacă nu vă place asta și vă plac altele, abonați-vă pentru alealte. Dați și voi un like și ne vedem data viitoare. Vă pupăm din Punta Arenas. Pa! Maybe a love like ours can lead out its call.